Primar obosit după meciul ăsta, ați avut 2-0, s-a terminat 2-3. Da, un meci plin de surprize, un meci care nu l-am început prea bine, dar în schimb puteam să-l terminăm foarte bine. Echipa a condus cu 1-0, s-a distanțat la 2-0, s-a poziționat bine în teren, mai ales în repriza a doua, în care a arătat că știe fotbal și e o echipă bine conturată și închegată, deși avem două absențe majore. Nu vreau să aduc să scot în evidență faptul că echipa adversă a fost foarte bună, a plimbat un pic mingea mai bine în prima repriză, în a doua repriză n-a arătat deloc fotbal, ne-a bătut arbitru, cred că este, dacă cineva spune să nu comentăm arbitrajul, eu vă spun că îl comentez și vă spun că a fost rușine arbitrajului acest meci, foarte multe faze care au fost acordate invers. Iar golul 3 s-a dat dintr-un gol închipuit, un corner închipuit, care nu a fost. Deci era mingea la un metru de portar, nu a atins mingea deloc. Și a dat un corner și o minge bălbăită în care a dus avantajul echipei oaspete. Îi felicit, le doresc să meargă mai departe, dar sunt convins că în forma în care sunt nu vor trece de următorul tur. Eu sunt convins că am conturat și mai am câteva achiziții care încă nu vi le pot spune. Mă voi lupta pentru locul întâi și sper să termin campionatul 2013-2014 pe locul 1. Vreau să vă întreb, chiar dacă știu că această întrebare este una deranjantă. Competiția knockout este cu adevărat Cupa României? Mă refer că ați avut 2-0 și s-a terminat 2-3. Lăsând la o parte erorile de arbitraj. Deci noi am vrut să mergem cât mai departe. Deci n-am vrut să ne oprim aici, am vrut să ne etalăm valorile. În etapa următoare ne intrau pe teren și cei trei jucători, cei mai buni jucători din județul Alba, pe care are județul Alba în momentul de față. Eu sunt convins că dacă nu era accidentat Balaș, soarta jocului era alta. Dan Ian, care este faultat și încă un jucător cu care astăzi am dus tratativele pentru a semna contractul mâine, pe care nu vi-l voi spune, dar este cel mai bun jucător din județul Alba. Să înțelegem că performanța Ighiu atacă în sezonul viitor promovarea, adică cel puțin accederea la barajul pentru promovarea în Liga 3-a? Noi ne pregătim să intrăm în Divizia 3-a, nu să mergem la baraj. Dacă ajungem pe locul 1 și sunt convins că vom ajunge, barajul nu va fi un impediment pentru noi. Domnule primar, mulțumim și multă baftă în continuare. Încă o dată spun că un asemenea arbitraj la noi în Divizia D nu se întâmplă. Nu se întâmplă. A fost rușine să le fie pentru modul cum a arbitrat acest meci. Vă mulțumim!